Accidentul s-a produs într-o intersecție foarte aglomerată din orașul Constanța. Mărturii spun că un șofer care conducea mașina de culoare neagră ar fi adormit la volan și într-o fracțiune de secundă a pierdut direcția și a lovit autoturismul galben, care mergea pe același sens, dar la două benzi distanță. Impactul a fost atât de puternic încât ambele mașini au fost proiectate într-un microbuz și un autocar. Șoferii aflați în trafic au sunat la urgență, iar ISU Dobrogea a trimis la fața locului mai multe autospeciale și 3 ambulanțe SMURD. În urma accidentului au rezultat 7 victime, din care 5 adulți au fost transportați la spital, un sugar de asemenea transportat la spital și o a 7-a persoană care a avut nevoie de îngrijiri medicale la fața locului, având un atac de panică. Victimele au ajuns la spital pentru investigații medicale. Sunt 6 adulți și un bebeluș, sunt toți stabili hemodinamic, în afara oricărui pericol. În momentul de față sunt la investigații și atunci când vor fi gata toate rezultatele, se va decide dacă este sau nu nevoie de internare. Ofițerii de la rutieră au deschis un dosar de cercetare penală. Se fac investigații pentru acuzația de vătămare din culpă.